Eu sunt Elvis Romano, unicul în lume și singurul care a îndrăznit să-l cânte pe Elvis Presley în Romani. Tato ablau, avamato, hazileabau corcoro, haciurila te cames, rock and roll, hai te chelez, big man, hai te chelez. Eu am crescut fără electricitate în casă. De unde televizor? Eu când am auzit Elvis prima dată, am intrat în panică. Când cânta el și a dat în chitară, to bomb for money, măi, se făcea pielea de găină. Am patru copii, pe care pe unul îl cheamă Elvis. Și mai am o fetiță pe care o cheamă Elvisa. Am fost discriminat de copil, marginalizat pur și simplu, ținut deoparte. În momentul când am pus mâna pe chitară, am avut un alt statut. În comunitate se cânta muzică tradițională și eu nu vroiam aia. Pe mine nu mă interesa aia, să cânt eu muzica țigănească tradițională. Pe mine mă interesa Elvis. Și lumea mă striga, probabil la Caterinca, probabil la Mișto, făceau Elvis, Elvis. Dar eu am fost deliberat, am zis, da, ăsta sunt eu. Aves faina, en que ya ves, llena de jara, manjasares. În fiecare piesă, deci eu mă cânt pe mine. Viața mea, viața romilor, căruța, calul, necazul, sărăcia. A fost greu să traduc blues with shoes, pentru că noi suntem desculți, majoritatea, și am zis, nu mă călca pe picior, scurt, în romani. Primul costum al meu de Elvis a fost niște pantaloni de la second hand și o cămașă de saten, am pobulit-o eu, maica mi-a pus pe ea niște franjuri scripitoare. Elvis și Romy le place chiciu. Sunt un profesor de limba romani simplu. Predau la școală, sunt profesor de romani, istoria romilor. Aici la mine am aranjat două camere la mine în casă. Se ajut pe copii să învețe limba engleză. După programul de la școală, copiii cu problemele vin la mine și îi ajutăm să-și facă temele și să învețe să nu rămână analfabet, să-i ajutăm să poată promova clasele. Sunt foarte mulți copii care rabdă, le lipsește mâncare. E foarte important să putem astăzi să citim noi carte de istoria romilor, să spui unui copil, mă, ce-a fost Holocaustul? De unde venim noi? Ce e cu India? Ce e cu țigan? Ce înseamnă rom? Pentru că toată istoria noastră a fost doar orală. Le dau un exemplu în viață pozitiv. Ca om, să fii om cinstit, să-ți trăiești viața, să ai o pâine pe masă, atât. Che me sono un romano, romale.